Bun găsit, dragi prieteni, sunteți la 5 minute de sport. Altfel, dați-mi voie să vă istorisesc o povestioare despre o karateca. Opricene, ai luat o razna, tata. Ascultați-mă doar puțin. Campionatele mondiale de profil de la Birmingham, mai acum câteva zile. Și acum gândiți-vă, și dăm cu camera, așa facem frumos un cadru general, într-un colț în partea din dreapta, fix cum privim, că am văzut imaginile, stă o domniță în etate de vreo 40, noi n-avem de unde să știm că are 41 de ani fix, dar vă zicem într-o prician care are 41 de ani, Sandra Sanchez, Jaime Sandra Sanchez, noi o cunoaștem ca Sandra Sanchez, karateca spaniolă care plânge, dă, i se crapă chiminoul pe ea, era să zic cămeșa pe dânsa, da, chiminoul. Și plânge, deși este din nou, pentru că a mai fost campioană mondială karateca, da? La karate. Bun, și plânge. De ce plânge? Pentru că este ultimul ei, păi stau, plânge de bucurie sau de... Sunt lacrimi amestecate și spune așa că sunt cele mai frumoase lacrimi pe care le-am vărsat, nu o facem noi acum filme, telenovelas, dar sunt cele mai frumoase lacrimi pe care le-am vărsat, pentru că în întreaga mea carieră, și nu sunt cuvinte din astea de să spun așa, limbă de lemn, în întreaga mea carieră am obținut tot ceea ce am vrut. Este cea mai... De ce? Pentru că s-a terminat și a decis să se retragă. A spus că după Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020/2021 cu pandemia, vrea să mai prindă și aceste jocuri, campionate mondiale, le-a prins, după care a zis gata, mi-ajunge 41 de anișori, născută în 1981. Pac, s-a retras, exact, și stătea într-un colțișor așa și plângea. Este cea mai laureată karateca din istorie. Atenție ce vă spun, o iau încet. A zis așa, am intrat pe tatami la 6 ani și de atunci până la 41 nu a existat săptămână lăsată de la Doamne în care eu să nu mă antrenez. N-are rost să facem calculul, deci 41 minus 6, 35 de anișori și faceți și voi socoteala mulțit cu săptămâni de câte ori a fost dumneai acolo pentru a obține aceste rezultate. Două campionate mondiale, trei europene, medalie de aur la Jocurile Olimpice în care învinge o cetățeancă, o karateca din Japonia la ea acasă. Dar nici ăsta nu e lucrul cel mai tare. Sunt două aspecte extrem de importante de ce vorbim noi despre. Pe lângă faptul că este cea mai trei aspecte. Este cea mai laureată karateca din istorie, da? Dacă o să-i tras pe pagina de profil, o să vedeți că e un crnat, uite, atâta un pomelnic, cum îmi place mie să spun, cu toate medaliile ei. Jocuri olimpice, campionate mondiale, campionatele Spaniei nu mai vorbim, campionate mondiale, jocuri pan-mediteranene, mediterane și așa mai departe. A luat tot. Din 2019 până astăzi s-a clasat numai pe prima treaptă a podiumului la toate competițiile la care a participat. Din 2015, mergem puțin mai în spate, nu a existat să nu prindă podiumul. Ați reținut, da? Deci are 7 ani de zile de când a fost 3, 2 sau 1 locul pe podium și din 2019 n-a mai reușit nimeni să o învingă. Rețineți, în 2019 avea 38 de ani, experiență și așa mai departe. Și al treilea, cel mai important lucru și foarte tare este așa. N-am știut, recunosc, m-am documentat și eu, nu o fac pe niznaiu, pe șmecherul. La Jocurile Olimpice de la Tokyo, karateca a fost inclusă ca disciplină cu program normal, cum zic eu, disciplină full, da? Nu cu statut de invitat, cu statut de demonstrație și așa mai departe. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, nu-i treaba noastră, Comitetul Internațional și Olimpic a spus, bă, pentru Paris 2024 o scoatem. Deci, doamna Sandra Sanchez este prima și ultima campioană olimpică din istorie karateca, la karate, feminin, pe partea asta, da? Pentru că acum un an de zile, în 2021 la Tokyo, a venit această disciplină cu caracter full. În 2024 nu mai există. Deci doamna este prima și ultima. Are oameni buni. Gândiți-vă, păi da, mă, pricene, ăsta e sport, e sport și e greu. Are 60 de medalii consecutive. 60 de medalii consecutive. Începând de acum, dând timpul înapoi așa, când s-a apucat să ia dumneai medalia cu numărul 1, hop, a mai luat după aia încă 60 de bucăți. Bineînțeles, imagini, poze, s-au făcut filmulețe, spune-ne nouă așa, așa, domnule, mă duc puțin în vacanță, foarte puțin mă duc acum în vacanță până în Statele Unite, de acolo de la Birmingham a plecat direct în Statele Unite, a zis acolo și în Statele Unite, am și o parte de mini-vacanță, după care vin încoace și mă apuc de antrenorat. Nici măcar nu are timp să se odihnească, da? Ceea ce avem noi de reținut, că aici la 5 minute de sport altfel am vorbit tot timpul și despre alte lucruri. Sandra Sanchez, 60 de medalii la rând,
s-a retras la 41 de ani, este prima și ultima karateca din istorie medaliată la Jocurile Olimpice și din 2019 nu a pierdut nici o medalie. Atenție! Nu vreau să mă laud că e titlul meu, mi se pare genial, este împrumutat, ca să nu zicem pârlit, din presa spaniolă. Zice așa, Sandra Sanchez, karateca cu un palmares infinit. 5 spre 6 minute de sport altfel, o sportivă senzațională despre care nu prea s-a vorbit, nu s-a vorbit aproape deloc, Sandra Sanchez Jaime, retrasă la 41 de ani. Mii de mulțumiri că ați fost alături de noi, toate cele bune, la revedere!